cronologic prea mic pentru un război atât de mare, dincolo de nisipuri și nu te teme, Iacob. Privind retrospectiv la această retrospectivă, ce puteți să ne transmiteți și nouă, dar și lui Radu Gavre? Pe fiecare din primele două au fost salturi calitative din punctul meu de vedere. Pentru el a fost consacrare după consacrare, iar al treilea, făclia de pași sau nu te teme, Iacob, a fost, de fapt, motivul principal pentru care eu am rămas afară. Dacă Radu nu mă ruga să stau să filmez în Portugalia, probabil nu mai pot privi înapoi sau nu știu ce s-a întâmplat, deci n-are rost să mă întorc să mă întreb ce ar fi fost dacă nu. Dar categoric a fost un pas hotărător în decizia mea de a rămâne, să nu zic a fugi. În general, ați fost un actor cu probleme. Tocmai terminasem de filmat filmul Speranța cu Șervan Creangă și înainte de premieră, cu o săptămână, am fost anunțat că trebuie să-l scot din copie standard pe Dan Nuțu de pe generic. Așa încât au fost multiple întâmplări. Dar, închizând această paranteză, cum se lucra cu regizorul Radu Gavre? Absolut superb. Dificil erau... să nu numesc nume, puțini, nu dificil, ci foarte exigenți unii din ei. Cu Radu am simțit mereu o mână și o umbră de încredere pe umerii mei. Adică am senzația că după ce vorbeam sau după ce am făcut probe sau după ce am început filmările, la fiecare cadru era ca și cum... eram în dormitor sau în sufragerie la mine acasă. Niciun soi de... mersi frumos. De, să zic așa, presiune regizorală. Era un mariaj, ca să spun așa, superb, care se întâmplă... Mi s-a întâmplat de mai multe ori, dar cu Radu cred că a fost o excepție de încredere reciprocă și de... încredere oarbă, aș spune. De la el nu mai știu dacă era total oarbă, dar de la mine era. Adică ce mă ruga, făceam, era absolut niciun soi de probleme. Un actor vrea să fie condus de un regizor sau preferă să își facă rolul independent? E mult de atunci. Există teorii. În secunda în care simbioza asta se întâmplă, nu cred că presiunea mai există. Când simți că ești razna tu, personal, ia-l dracu de bine să ai pe cineva în care să ai încredere, care să spună hai să mai facem o dată sau ce ar fi dacă. Și atunci, evident că cotești, e dreapta, e stânga și încerci o nouă direcție. E un pic abulic să ai atât de multă încredere în tine încât să-ți închipui că tot ce face bine. În clipa când ați văzut la premieră Prea mic pentru un război de atât de mare, era într-un fel publicul sau realizatorii erau conștienți că au de-a face cu un film care ar fi putut să ia chiar și Palme d'Or? Atunci? Nu cred deloc. Locarno a fost un succes nebun, adică confirmare superbă și ceea ce mi se pare mie infinit mai important este că la Fellini, de exemplu, nu mă pot uita, dar am avut o seară foarte plăcută revăzând Prea mic după 40 de ani sau că sunt 40 și...
se pare că s-a pus praful pe acel film, la fel ca Nici peste nisipuri. E un film poem care este foarte apropiat de spiritul lui Tarkovski. De altfel și Radu mărturisește că au fost câțiva cineaști care l-au fascinat. Vaida, Tarkovski. E un film poem pe care mulți ar trebui să-l vadă. Aș putea să spun că este un film cult. Într-adevăr, senzația că nu e prăfuit mi-a făcut și mie filmul ăsta, revăzându-l după mai mulți ani. Legat de Dincolo de nisipuri, dacă ne amintim cum s-a întâmplat lansarea filmului, câteva amintiri? Seara în față la stâlpii de la Patria, în care era un puhoi de lume și în care n-a avut loc premiera, e una din ele. Nici nu mai țin minte cât, când i s-a dat drumul din nou tăiat și refăcut, cred că peste 6 luni sau 8 luni sau ceva de genul ăsta, poate mai mult. Curios să văd acum sau pe DVD să văd ce căzuse sau ce, din ce motive Dumnezeu știe, câțiva oameni sus. Atunci au spus că e subversiv sau că nu e, sau că de ce, să se taie asta, să se taie aia. Stupizenii ale vremii, vremilor trecute. Ce vă doriți în continuare de la profesie? Deocamdată sunt bine mersi cu Aristoteles Workshop, pe care îl conduc de 10-11 ani. Dacă e să vină un film, se primește.